Temperaturile extrem de reduse cu care se confruntă România în ultimele săptămâni influențează negativ nu doar circulația pe drumurile publice, cât și viața de zi cu zi a oamenilor. Mai mult, ninsorile abundente afectează și unitățile de învățământ din țară. Dacă la nivel național au existat foarte multe cazuri în care școlile s-au închis, nici la Dej situația nu este cu mult mai bună. La Liceul Teoretic Alexandru Papuiu Larian, temperaturile reduse, precum și stratul de zăpadă care măsoară pe alocuri câțiva centimetri, face dificil transportul elevilor și al profesorilor care locuiesc în afara orașului. Aceștia povestesc cum datorită frigului trebuie să se îmbrace mai gros și să pornească mai repede de acasă. Uneori se produc întârzieri, lucru care cauzează neplăceri. De unde faci naveta? De la Custureara. Cum te incomodează frigul, naveta, transportul? Păi câteodată răcesc sau stau mult în frig, întârzii la ore. Ți-ai luat ceva măsuri de precauție? Da, m-am îmbrăcat mai gros în unele dimineți. Apoi m-am trezit mai repede să mă pot aranja sau să mă pot îmbrăca mai bine. Și am luat și ceva vitamine. S-a întâmplat ceva deosebit în timpul navetei? În afară de faptul că întârziam la ore câteodată, nimic altceva. Unde faceți naveta? E la Gherla. La Gherla. Cum mă incomodează frigul, naveta, transportul? Știți că noi depindem de mijloacele de transport și, bineînțeles, cum s-a anunțat și prin mijloacele mass media, transportul a fost foarte puternic afectat influența de starea vremii. Bineînțeles, chiar dacă distanța nu e prea lungă, totuși aici, ne fiind curățate șoselele la timp, deplasarea mijloacelor de transport a fost mult împreunată, așa că am putut întârzia la ore uneori dimineața. Atunci când veneam cu mijloacele proprii, trebuia sigur să ne luăm un avans de timp, să plecăm mai repede ca să susținem la timp la școală. V-ați luat ceva măsuri de precauție? Da, asta. Dar asta că am pornit mai din timp. Și mai aveți s-a întâmplat pare ceva deosebit? Nu. Bine că am asistat la anumite accidente pe ruta asta Gherla Dej, însă noi n-am fost implicați nici într-o astfel de întâmplare. Vă mulțumim mult, frate! De unde faceți naveta? Naveta efectuez de la Gherla, la Dej. Cum mă incomodează timpul, naveta și transportul? În general, mă incomodează prin faptul că pierd mai mult timp prin faptul că trebuie să mă îmbrac mult mai mult, trebuie să mă îmbrac mai gros. La ocazie, fiindcă naveta efectuează regim de ocazie, mașinile opresc mai greu, pentru că atunci când văd că trebuie să se urce persoane care au zăpadă sau mai multe nouării sau mizerii, nu opresc. Și atunci și microbuzele și mașinile opresc mai greu și se produc întârzieri. V-ați luat ceva măsuri de precauție? Da, mi-am luat mănuși groase, fular și căciulă. Și s-a întâmplat ceva deosebit în timpul navetei? Deocamdată nu. Vă mulțumesc! Mulțumesc!